participă domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Ștep, să-l aplaudăm. Să-i mulțumim pentru că a răspuns invitației noastre și deocamdată, pentru că mai așteptăm și alte personalități, din partea prefecturii, domnul director de cabinet, Raul Băbțan. De asemenea, domnul Sulea, directorul de cabinet al domnului președinte. Am să vă rog, pentru că noi mai așteptăm și pe alți invitați, până atunci, domnul președinte, dacă doriți să spuneți și cu domnul Raul câteva cuvinte doamnelor care au hotărât astăzi, într-o frumoasă zi de duminică, iată și timpul ține cu noi, să se sărbătorească împreună în această locație care ne găzduiește de aproximativ 5 ani și jumătate. Vă mulțumesc, domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, în primul rând, pentru invitație. Eu vreau să vă spun sincer că îmi face deosebită plăcere. Eu nu vreau să vă deranjez foarte mult. Vreau să vă las să vă distrați. Eu vreau un singur lucru doar să vă transmit. Și cred că această atitudine a autorităților ați văzut-o. Eu vreau ca să vedeți că sunteți partenerii noștri corecți și noi așa vă și considerăm. Eu cred că nu mai trebuie ca pensionarii să stea cu mâna întinsă ca să primească atenția statului sau autorităților locale. Eu cred că de acest lucru am trecut deja de mult. Suntem alături de dumneavoastră de fiecare dată, iar prezența noastră, a celor care avem demnități publice în momentul de față în județ, vă rog să o luați de prietenie, de colegialitate și faptul că suntem pe drepturi egale. Adică noi mai avem de învățat de la dumneavoastră. Și cred... Da, le-am completat. Ideea nu sunt chiar egale, ce mai avem de învățat de la dumneavoastră. Și îmi doresc din tot sufletul să vă văd fericiți, fericite. Să aveți parte de multe asemenea momente în care, alături de prieteni, de familie, vă puteți depăna amintirile. Și în momentul când devii persoană vârstnică, eu chiar cred că nu s-a terminat viața. Adică în momentul ăla începe, ai mai mult timp de copii, ai mai mult timp de familie și cred că aveți mai mult timp să ne ajutați. Tocmai de aceea, așa să considerați prezența noastră aici, ne face plăcere că vă simțiți bine, vă doresc să aveți parte numai de sănătate, bucurie, împlinire alături de cei dragi și alături de noi, dacă se poate, și chiar îmi doresc și facem tot posibilul ca Asociația Județeană a Pensionarilor, ca organismul care va aduna pensionarii la nivel de județ să fie atât de bine organizat, măcar până ajung eu pensionar să stea lucrurile mai bine. Vă mulțumesc mult, la mulți ani, să aveți parte numai de sănătate, numai de fericire. Vă mulțumesc, domnul președinte. E adevărat, și Seneca spunea că fiecare vârstă are frumusețile ei. Noi îl așteptam și pe domnul Bobor. Acum am înțeles că l-a trimis numai pe Cătălin. Haide, Cătălin Groza, reprezentantul. De aceea nu te-am prezentat mai repede, am crezut că împreună cu... Spune-o, Cătălin. Tocmai de aceea vreau. Am vrut să vă transmit un mesaj și din partea domnului Gobor, din partea domnului vicepreședinte. Din motive obiective nu poate să fie aici, oricum împreună facem tot ceea ce facem pentru județul Satul Mare, implicit și pentru dumneavoastră. De aceea vreau și numele domniei sale să vă transmit aceleași gânduri de sănătate, să aveți parte numai de fericire și să aveți încredere în noi că încercăm să nu vă dezamăgim. Nici pe dumneavoastră, pe pensionari. Și, de fapt, într-un cuvânt, încercăm să nu-i dezamăgim pe sătmăreni. Eu cred că vor fi lucruri bune în județ, se vor vedea. Tocmai de aceea, vă mulțumesc mult pentru încredere și să aveți parte numai de sănătate, multe bucurii și distracție plăcută. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mai așteptăm și altă dată în mijlocul nostru. Cu siguranță noi vom duce ștacheta până veți ajunge dumneavoastră pensionar. Dacă nu va fi o generație intermediară și tot vom găsi o soluție. Și acum, haide, Raul Băbțan, reprezentantul prefecturii. Bună ziua tuturor! Permiteți-mi să vă transmit din partea domnului prefect dr. Eugeniu Avram. Dânsul nu a putut fi astăzi din motive obiective. Vreau să vă asigur că dânsul este alături de dumneavoastră cu sufletul și cu gândul. Vă dorește o primăvară însorită și cât mai multă sănătate să aveți. La mulți ani și distracție pentru toată.
mulțumesc. Cătălin, hai să spune-ne și două cuvinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun și eu bună ziua. Având în vedere că mesajul domnului vicepreședinte Mircea Lovor a fost transmis de către președinte, mie nu rămâne decât să vă urez un sincer și un călduros la mulți ani și să aveți parte numai de multe, multe bucurii și împliniri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mircea Lovor. Președinte, are o surpriză pentru dumneavoastră. Și domnul Lovor, am înțeles, așa că noi vă mulțumim de pe acum pentru surpriza înflorită pe care ne oferiți. Vă mulțumim! O dulce și duioasă mamă, adesea încerc să te alin. Când văd că te cuprinde o teamă și în jurul tău există chin, te văd cu ochii plini de lacrimi, cu gândul Fredon în prim veac, și mă gândesc la câte patim n-ai reușit să ai un leac. Tu ești o stea din carul mare, ce nu-ți găsește locul ei, și de atâta supărare ai revenit printre femei. Să-i dai, Doamne, sănătate, cât pe pământ va mai trăi, și de dureri s-o ții departe în anii care vor veni. Te văd mereu pierzând putere, încet, încet le pierzi pe toate. Mereu ești soră cu durerea și în divorț de sănătate. Deși n-aș vrea să știu ce crezi când te zăresc atât de tristă, mă tem că mâine o să pierzi ce astăzi încă mai există. Tu ești o stea din carul mare, ce nu-ți găsește locul ei, și de atâta supărare ai revenit printre femei. Să-i dai, Doamne, sănătate, cât pe pământ va mai trăi, și de dureri s-o ții departe în anii care vor veni. Ardelean Gheorghe, Silaghi Ana, Dobre Steluța, Lucuț Doina, Meisaroș Ileana, mergeți la flori la felicitări și faceți un grup cei din februarie. Repet, felicitările la sfârșit, vă rog. Rămâneți acolo februarie, lângă domnul Bujorel. Lângă domnul Bujorel, vă rog, cu florile în mână, vă rog. Peter, am citit, Peter Viorica, Ervei Suzana, Sălăjan Doina, Lungu Ioan, Sherry Elisabeta, Sabău Iuliana și Stan Mariana.
Rămâneți, vă rog, grupați în stânga mea și acum în dreapta mea, cei născuți în martie. Vă rog să mă ascultați. Amintea iese aiurea, mai ales la televizor. Vă rog să ascultați. Noi ne-am gândit la fiecare moment. Februarie, rămâneți aici, vă rog, în stânga mea. Și acum, în dreapta mea, martie, Leahu Augustin, Tămășan Leontin, Nicrea Rosalia, Iederan Florica, Vancea Floare, Hifor Maria, Buzașul Ioan, Covaci Paraschiva, Pordia Iosif, Moldoveanu Maria, Andreica Marcel, Silaghi Viorica, Bota Maria. 25 de persoane. Vreau să vă spun, eu am făcut lista. Deci membrii noștri cu cotizație la zi, dacă mai este vreunul în sală și nu a fost nominalizat, să se prezinte la mine, pentru că eu am făcut lista, știu exact ce am făcut. Ciobi, ia aici pe Bota Maria, cu fericire. Pe o doamnă am scris-o de două ori, poate că asta e. Dar luați doamna, încercați floarea. Mai e vreunul care nu a primit o floare? Eu! Vă rog, tuturor fiicelor, pentru că noi avem și fiice, dacă suntem mame, multă sănătate să vă dea Dumnezeu, multă putere de muncă, tot ce e bun în lumea asta să vi se împlinească. Vreau să vă mai aduceți aminte de un cântec șlagăr care a fost. Care astăzi va fi condus de doamna profesoară Veronica Bancu, vicepreședintele asociației care se ocupă de partea culturală, începe cu un cântec, Mama, cântec care face parte din repertoriul iubitului și cunoscutului cântăreț, Marius Ciprian Pop. Haideți, doamna profesoară! Yeah!
suntem mame. Colega noastră, doamna vicepreședintă Maria Bălaș, va recita o compoziție proprie, o mamă. O mamă, o mamă dulce, nume sfânt, lăsat ai fost pe acest pământ. De Dumnezeu bunul din cer, să mă ocrotești ca să nu pierd. Să crești copii și să iubești pe lumea asta cât trăiești, de ai avut, de n-ai avut, copiii toți ai crescut. Cu muncă, lipsuri și nesomn, te-ai luptat mult ca să-i faci om. Și în zile grele te-ai luptat și i-ai iubit cu adevărat, mereu necondiționat. Măicuță dragă, tu să știi că ce-au crescut ai tăi copii și cu toți și-au luat dorul, iar tu ai rămas cu dorul. Tristă stai la casa ta privind în urmă viața. Doamne, cât a fost de grea, așteptând copiii să-ți crească, pe tine să te îngrijească. Nu le cer nimic de fapt, doar să-ți apară în prag și să ți-i privești cu drag. Te gândești mereu la ei, doar sunt copilașii tăi, dacă-s bun sau dacă-s răi. Mama iese în drum tiptil, poate apare vreun copil, ca să-i lumineze calea, să-i alunge supărarea. Dar copiii nu apar, așteptarea-i în zadar. Sună apoi un telefon, lasă mamă, că nu pot să vin eu acum la tine. Am familie, mi-e bine, dar vor veni ei odată, vor găsi ușa încuiată și un lacăt mare pe poartă. Pe deala fereastră trasă, spunând măicuța lui acasă, ea a plecat spre veșnicie, cu suflet trist și inimă pustie. S-a dus în eternitate, mi le-a lăsat aici pe toate, să le îngrijiți cum îți putea, s-o plângeți timp dacă ți avea. Un talent descoperit, iată, după o viață de om. Chiar am promis că la un moment dat, cred că doamna Maria își va publica, pentru că deja are multe compoziții, și vom face lecturi doar din poezie. Încă o dată, felicitări pentru Maria Bălaș. Colega noastră, Rodica Cuc, va aduce în fața dumneavoastră un sfat, un sfat unic pe care colegul nostru, profesorul de română și scriitorul Teodor Purpaș, îl oferă fiecăruia dintre noi. Rodica Cuc. Sfat unic. Îmi spunea mama, Dumnezeu să o ierte, și îmi spunea mereu același lucru. Caută, fiule, via vieții fără de regrete, căci acolo-i bucuria, fericirea de care trebuie să ai parte. Sfatul mamei de mult m-a încercat. Am căutat, dar n-am aflat. Să fie oare un păcat? Te-ntreb pe tine, Dumnezeu, că ești aproape, în sufletul meu. Oare doarme liniștită mama în mormânt? Sau murmură mereu același cânt? Îmi spunea mama odinioară, că în viață trebuie să fii tare, să poți curca cu râvnă când alții te doboară. Și mai spunea sărmana privind la mine, să-ți faci forța să râzi când alții dau în tine. Multe mi-a mai spus mama, chiar și de unăzi, când inima ei n-a mai putut convinge, zicând că poți zâmbi când inima ta plânge. Iarna grea a vieții mele să fie cald dacă afară ninge, și astea-s căile ce te fac a învinge.